Păi, vrei să spun povestea cu Bowie? Am, da. am ajuns prima dată în viața mea în, în, în dilema veche, deși din păcate nu în print, doar, doar uh, fost acolo cu, cu inteligenția țării. Uite, două povești, scurt. Eu eram mic și prost. Prin... Nu erai singurul. Știu. Și uh, aveam un soi de tentativă de prietenă uh, care mergea la Bowie și aveam un loc în mașină. Unde? În Germania sau undeva, da, nu mă mm. știu. Băi, cântă Bowie, hai cu mine! Eu știam că e unul care nu, vizual, nu corespundea uh, conceptului meu de muzician atunci nici de cum și ca un am zis, nu, 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 mergeți voi, că mă duc să beau o bere. One. Trec vreo 10-14 ani. Eu știam deja toate albumele Bowie, îl consideram de departe unul din cei mai apropiați, inteligenți, whatever sofisticați, complexi, artiști și în perioada asta stăteam tot în Germania, eram întâmplător pe la... Ai, ai mei au trăit în Germania ultimii 20 de ani din viață și uh, aveam acest prieten pe care îl cunoscusem uh, cântând pe stradă, care era un grădinar foarte dedicat care tocmai se despărțise, fusese fusese despărțit cu forța de o fată pe care o iubea foarte mult și a fost o genoală de despărțire în care efectiv a ajuns la casa de nebuni, scuze că zic casa de nebuni a știu, suntem în 2000 și -a, a stai a stai a spun la, la spitalul de în, psihiatrie, ca să fiu uh -huh. politică corect și lua și multe substanțe și era foarte prăjit și a venit într-o zi la mine și m a spus, acum cântă Bowie la 30 de kilometri, de aici, era undeva în Franța, ei mei au stat exact în punctul ăla unde se întâlnește Franța cu Elveția și cu Germania asta pentru amatorii de geografie. Și mi-a zis, hai condutul că e o spraf, hai să mergem să-l vedem pe Bowie, că tocmai va vorbit la telefon cu sora mea și de fapt sunt trei Bowie. În fine, era dus. Și am zis, bine mă, gata, hai. Și, și tu sigur că găsim noi bilete și că mai în sfârșit am ajuns. Pe atunci existau granițe în Europa, ca să știți ce, ce, ce etate am vorbata. Și cum băiatul meu, prietenul meu, era foarte, foarte dubios și avea și niște foarfești din alea mari de grădină în portbagajul mașinii lui pe care o conduceam. Nimic îngrijorat. Ne-au uh, grănicerii francezi și ne-au controlat vremea de vreo două ore. Am ajuns exact după Bowie, într-un noroi cumplit. M-a rugat să las acolo, eu în inconștiența mea l-am lăsat acolo. Nu știu, bine, trăiește între timp, are copie, căsătorit, e bine, i-a trecut, dar l-am lăsat efectiv Așa a vrut el. Dar a, când spun că a vrut el violent, a vrut mm -hmm. el. L-am lăsat la propriu într-o baltă de noroi cu 10, nu știu dacă erau euro, cred că erau mărci încă în buzunar și a zis pleacă, pleacă, vreau să rămân singur. Atât de aproape am fost de Bowie. The second story. Buna prietenă și fostă impresară a formației cum din Germania avea bilete la Bowie în 2005, cred, ultimul turneu reality tour, cândva în toamnă prin iunie, o sună un prieten. Bă, hai spontan mâine la Bowie, la nu știu ce, Southside, nu știu ce festival. nu am bilete în septembrie, de ce să mă duc acum? Hai mă, hai, uite, știu, dăm niște bani, e scump, dar hai să mergem la Bowie. Cât era un bilet? Nu, mă întreb și tu chestii pe cuniare. Uite, pe cuniare e rudă bună cu etate. Nu știu. Dar s-a dus la Bowie și faza inversă cu poveștile mele este că concertul la care ea avea bilete... Nu a mai avut loc niciodată, pentru că în acel interval de o lună sau două, el a avut acel mini preinfarct sau ce a avut, după care nu a mai cântat niciodată în public. Mm. Deci l-a văzut că, printr-o întâmplare, așa cum am eu nu l-am văzut a avut vreo întâmplare. Șase infarturi. Nu știu, știu că a fost mm. o chestie care a fost de o bă, vreau să-mi crească copilul, să fiu bunic, să... Na. Înțeleg. Adică am mai scos două albume, dar el din 2005, cred, sau șase, cinci, cred. Nu a mai cântat live până la moartea lui, dar cu trei ani, trei ani sunt deja. Mm, de 4 stă, Sau patru? Oh, nu știu, mai nu scoatem telefoanele. Da, nu scoatem, da. Da, Asta e povestea mea cu Bowie. O, o găsiți în dilema veche de, 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 de după moartea lui Bowie, dacă e cu trei ani sau patru. Ediția ianuarie 2000. Da. Mm, 16. Tocmai am ascultat uh, recentul, foarte recentul uh, Nick Cave and the Bad Seeds. Păi s-a lansat el pe YouTube, nu? Da. Tot recent a scos Iggy Pop album. Uh, acum câțiva ani am avut fix ultimul, ultimul album a Black Star al lui David Bowie. Leonard Cohen. Da. Uh, s-a anunțat acum? Noi am, am crescut și am fost contemporan cu oamenii ăștia, cu unii dintre ei mai suntem încă. Măi, discurile astea sunt cumplit de triste. nu-i puțin îngrijorător că asta e concluzia muzicienilor preferați din viața noastră a ajuns la bătrânețe să fie în halul ăsta de triști? Cred că e o antiteză între generația lor și generațiile de acum despre generații despre care se cam tot plânge lumea cu sau fără motiv. Eu cred că și bătrânii ăștia care încep să ne moară acum sunt oarecum rupți de generațiile care vin după noi și nici n-au depus suficient efort să le înțeleagă Presupunând că ei oricum sunt deja mai inteligenți și mai trecuți prin mult. Dar ce se poate totuși constata cu multă, multă certitudine este că nivelul de prostie, poate nu cel general, dar accidentele pe care le vedem, nivelul de prostie a crescut îngrijorător. Poate sunt mai puțin proști, dar aia sunt proști rău de tot. Iar... Muzica tristă e pentru oameni inteligenți. Am considerat întotdeauna că ai mult mai multe de învățat și de înțeles dintr-o melodie tristă decât dintr-un avesăr. Câteva face mai puternic sau? O melodie tristă atrage și versuri bune, de obicei. Eu n-am reușit să separ niciodată muzica de versuri și de-aia sunt formații care sună foarte bine și care nu mi-au plăcut niciodată pentru că sunt întâmplări. Eu am început cumva să strâm din nas de câte ori mai văd că apare când un documentar despre Bowie. Până ajung să mă uit la... Adică mi se par bă, sunt prea multe. Perioa primii 5 ani, pe următorii 5 ani și așa mai departe. Pe păi de o parte, în momentul în care ajung să mă uit la ele și văd câte imagini de arhivă au, cât footage este acolo și ce, știu foarte bine ce muncă titanică este în spate. Să le iei, să le grupezi, să faci, să construiești poveștile și așa mai departe. Wow! Au fost multe și mai sunt. Probabil că o să vor mai veni despre Bowie. ediția a doua, cred că a fost dedicată lui Bowie, pentru că tot era anul în care murise și ne-am gândit, nu numai pentru că murise, pentru că tot mor an <laughs> de an muzicieni, nu doar din, a, din motivul ăsta, dar pentru că am găsit foarte multe filme, cum spuneai, despre Bowie, care erau fie în producție în momentul în care el a murit, fie. Uh, erau termi foarte proaspăt uh, ieșite pe piață uh, și exact din același mod sunt de fapt două motive. Unul este cel pe care l-ai amintit, faptul că regăsești o grămadă de arhivă la care n-ai avut acces până, până atunci până la film. Și chiar și informații de care habar Și mai -am. e ceva. Nu ne putem raporta doar la noi. Noi, și mă refer că noi suntem de aceeași, am de aceeași vârstă și mai știm despre el. Dar de pildă fimea care are 18 ani sau, mă rog, oameni foor, oamenii tii, foarte tineri, nu știu de el atât de, cu, atât de multe amănunte și nici măcar muzica lui și etapele prin care a trecut și transformările pe care le-a tot inițiat și influențele pe care le-a avut de la film, nu zic de muzică, film, modă, fel, Trenduri, uh, da. tot felul de mode. Uh, și am zis că trebuie să ieșim un pic din capul nostru în ideea că Bowie ar putea să fie supra-saturată piața de Bowie după ce a murit, ori să ne gândim la ăștia mici care vin după noi și s-ar putea să zică Bowie, cine e Bowie? Și noi să zicem, păi n-am făcut nimic ca lumea să știe cine e Bowie. de pila.